Plimbarea efectuată între două state se face de obicei prin punctele de trecere a frontierei așa cum este legal. Cinci bărbați din Republica Moldova s-au gândit însă să treacă din țara lor în România ilegal cu ajutorul unei bărci pneumatice. Gineonul lor a fost însă că polițiștii de frontieră de la Rădăuți Prut au fost vigilenți și au observat. Un echipaj format din polițiști de frontieră s-a deplasat imediat în zona cu pricina încercând să-i oprească. Deoarece acestea nu s-au supus somațiilor verbale, au fost trase cinci focuri de armă în plan vertical, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale, însă reușindu-se reținerea unei singure persoane. Celelalte patru au reușit să treacă în not râul Prut spre Republica Moldova. Pe numele celui reținut s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat documentele urmând a fi înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Darabani, cercetările continuă în comun cu autoritățile de graniță ale statului vecin pentru stabilirea întregii arii infracționale.